Ramona, și temperaturile ei. Azi dimineață chiar am simțit că e cald, primăvară. Și cum mi-am dat seama, am oprit climatizarea în mașină. Oh, am venit nice. Fără climatizare. Adică a fost bine. Da, și eu am parcat afară, n-am mai parcat la subteran și a fost lejer de mers, fără să trebuiască să-mi iau ceva gros pe mine. Într-adevăr, este vreme frumoasă. Nu? Da, rămânem cam așa, aș putea spune. Pe parcursul acestei zile vorbim de vreme variată și spun acest lucru pentru că prin nord, prin vest și prin centru, în continuare vom mai avea parte de înnorări și de precipitații sub formă de ploaie, iar temperaturile ajung în normalul perioadei. Însă, în cealaltă parte de țară, ne vom bucura de razele soarelui și de temperaturi peste normele perioadei, astfel maximele ating undeva la 23-24 de grade, mai ales prin sudul și sud-estul teritoriului. Pentru ziua de mâine, de asemenea, avem vreme frumoasă, meteorologii mai pun câteva grade în termometre, astfel încât mai păstrăm ceva norări și precipitații prin nord și prin centru, dar nu vorbim neapărat de precipitații însemnate și acolo temperaturile sunt plăcute pentru această dată. Sâmbătă și duminică, de asemenea, vin cu vreme frumoasă, mai punem grade în termometre, astfel că până duminică ajungem la 25-26 de grade. Bun. Și rămânem la vești bune și pentru săptămâna următoare. Vă promit în continuare soare și vreme plăcută.